Bună dimineața într-o zi de duminică. Este 7 și un sfert, 27 noiembrie. Suntem prin București și este prima masă, să zic. Am un sandwich făcut de acasă cu cremă de brânză, șuncă, cașcaval și castraveți, trebuie să fie pe aici. Da. Nu știu dacă o să mănânc pe tot, dar mă doare stomacul momentan și vreau să mănânc puțin. Și cam atât. Hai că are. Ce merge cel mai bine la drum? O cola sau o cafea? Avem și o cafea de la Lukoil, care frige. Nu i-ai pus lapte? Sau n-avea cu lapte? Ba da, e cu lapte. Și încă-i frige? E teamă să o beau. Tu ai băut din ea și e bună? E bună? Da, mă încoace. Zi-mă, ai băut din ea și e bună? Pe tine că se mișcă papa. Da, e bună așa să beau? Da, e bună să bei. Mușcă. Frige, da. Cam arsă, nu? Față de... Da, poți. Și o să mănânc și câțiva peștișori din ăștia. Am oprit să punem benzină și ne-am luat, eu mi-am luat covrig cu vișine de la Luca, de aici nu se vede. Plecăm și se vedem. Eu chiar mănâncă un sandwich și Rebecca și-a luat un strudel cu vișine. Iar Iris doar și s-a trezit, așa că nu mănâncă încă. Acum vrei să te filmezi? Nu. Nu? De mă și mie de la altul să văd cum e bun. Care e meu? Da. Am terminat. Ai terminat? Și a fost bun? Mm-hmm. Păi dacă foamea mea era creșoc. Te era foame, nu? Da. De alea nervoasă? Păi așa, bună, date, da. Dă-și deci, frutate dacă e foamece de alea. Stai. Dacă vrea cu vișine. Stai puțin, care hârtie, ține puțin. Deci am mâncat două guri din covrigul ăla. Atât. Uite, mă, și mai cumpără, că mă trebuie aici. Da, lasă, că luăm altă, bă, uite, și au pungi așa. Vezi ce mi-e interesant de pungi? Da, da. Tatea, ai dat și lui tati să mănânce? Da. Dă-mi. Uite-o. Uite-o? Mergem, da. Suntem la un atelier la povestea calendarului și a făcut Rebe rulouri cu cremă. Am plecat de la povestea calendarului și erau acolo tonete cu mâncare și ne-am luat un curtoș colac cu 15 lei. Bunicel la preț față de ce am mai cumpărat noi de pe unde am fost. Asta e preferatul Rebecca-i. Ia deja am mâncat. Am plecat de la porumbacul de sus și acum mergem spre Sibiu, spre cazare. Timpul estimat în trafic 9 minute. N-am apucat să beau cafea azi. Suntem pe drum spre Sibiu. Este foarte aglomerat. Și mai aveam... Ia, eu și eu puțin colab. Mai aveam o sticlă de jumătate de colab. Și azi duceam să o începem și ne facem de petrecare. Și stăm. Stăm în trafic. Este 2:30. Spre să văd la cât ajungem. Ar trebui să ajungem la cât? La 14:55. Cu traficul ăsta. Nu. Am ajuns la crama Sibiului vechi. Știa Lucian de acest restaurant. Cum e? Intrăm? Da, trebuie să o cărăm pe Iris, care doarme.
restaurant nu am putut să filmez și cu voce, așa că vorbesc eu după. Este o cramă, o cramă veche, transformată într-un restaurant, pe stilul rustic, destul de întunecat în restaurant. Aici am pus eu un filtru. Bine, nici telefonul meu nu filmează foarte bine la întuneric sau la lumină de-asta semi. Prețurile au fost, sunt de fapt, chiar ok pentru un restaurant din centrul Sibiului. Și aveau tot felul de preparate, ciorbe, ciorbă de fasole. Aveau multe specialități din acestea tradiționale, cu oaie, cu vită, cu porc, mămăligă, cu tot felul de chestii, cu brânză, cu ciuperci, cu ciulama, cu... Da, aveai de unde să alegi, destul de multe. Ne-am uitat chiar și la desert să văd cam ce prețuri sunt și am văzut că papanașii sunt 17 lei, ceea ce mi s-a părut destul de ieftin, mai ieftin ca în Constanța. Aici restaurantul pune la dispoziția clienților mere și covrigi, mi s-a părut interesant și am să filmez zona aceasta. Chiar Rebecca era supărată că nu a venit mâncarea și era destul de foame. Și tot i-am zis, auzisem că se poate să ia mere și du-te și ia măr și nu, că ea nu vrea, că ea vrea mâncare. Și când m-am dus eu, am găsit covrigii și zic că, uite, vezi, dacă te duceai, găseai și covrigi. Așa că am mâncat un covrig toți, înainte să vină mâncarea. Asta este mâncarea mea. Este o brânză cu mămăligă și cu ceva carne, afumătură și cârnați. Nu vreau să greșesc cum îi zice, o să vă scriu pe ecran. Asta am mâncat eu și Lucian, pentru că ne-a făcut așa cu ochiul, era destul de fierbinte. Pentru Iris am luat niște legume sote, dar n-am putut să le fac piure pe toate, decât morcovul și puțină țelină. Dar i-am dat și puțină mămăligă de la noi, ce nu era cu carne, și covrig. Asta am mâncat Iris, dar oricum Iris a mâncat destul de bine ieri. Nu mai avea nevoie de prea multă mâncare. Ea oricum a dormit pe drum spre restaurant și a mâncat așa fugitiv, iar Rebecca a mâncat niște cartofi prăjiți. Și vă las să vizionați în continuare cum a fost la restaurant. Aici am mâncat, evident, i-am dat de mâncare și lui Iris. Când îi dau de mâncare lui Iris, mai mult îi dau ei decât mănânc eu. Și la un moment dat, după ce a terminat Lucian să mănânce, a venit el și i-a dat și am făcut schimb cu el. Și m-am dus eu lângă Rebe și am mâncat noi liniștite și am mâncat și Iris liniștită.
fost foarte bună mâncarea, ne-a plăcut amândurora. Și Rebecca i-au plăcut cartofii. Totalul notei a fost de 101 lei pentru tot ce ați văzut, plus o apă am luat noi. Nu știu dacă vom mai merge la acest restaurant, o să mai încercăm și altele. Am plecat de la Cramă, de la restaurant, și mergem spre Târgul de Crăciun și e full de lume. Full, Rebecca vrea un bubble tea, să vedem dacă mai e deschis, dacă nu venim mâine. Și atât de multă lume, dar e frumos așa, e atmosferă plăcută. Nu știu dacă intrăm prin târg azi, ne-am propus să venim mâine, că e foarte aglomerat azi. Noi mai stăm încă două zile, deci avem timp. De care vrei? Buliță mov. Buliță mov? Hai. Rebecca și bubble tea, ți-ai făcut pofta? A? Mulțumim de vizionare! Clipul cu ce facem noi prin Sibiu găsiți pe canalul Eu sunt Manuela. Acesta a fost clipul de azi, de prima zi practic de Sibiu, jumate de zi. Urmează să filmez în fiecare zi ce mănânc în Sibiu, atât timp cât stăm aici. O zi frumoasă să aveți, v-am pupat!